Mi-au fost dragi deopotrivă și mamele cu copii mulți și mamele cu copii puțini. Dar cel mai dragi mi-au fost mamele care și-au educat copiii în frica și certarea Domnului. Adică, degeaba vine una și spune, o, eu am 7. Ai șansa să dai societății 7 derbedei? Sau 6 sau 9? Sau ai șansa să dai societății 7 oameni gospodari? Ai șansa să dai un derbedeu sau un gospodar? În clipa în care dai cu parul el, parul referindu-ne la educația, nu în sensul de bâtă, și îl scoți cu o școală și îi pui o bucată de pâine în mână, ai făcut ceva pentru Dumnezeu. Dar dacă nu mai ai făcut și ai lăsat să crească în inerție și ei n-au învățat ceva, n-ai realizat mare lucru. De ce? Că îți va reproșa Dumnezeu. Ai vărsat lacrimi pentru el, te-ai rugat pentru el, te-ai ostenit pentru el și știți cât este părintele responsabil pentru un copil până în clipa când se căsătorește. În clipa în care și-a luat soție, spune Scriptura, va lăsa băiatul sau fata pe mamă și pe tată să va uni de femeia lui și va fi un trup. E altă familie, altă responsabilitate. Dar până îl vezi la casa lui, ești responsabil de păcatele lui și de educația lui. Și trebuie cu timp și fără timp să ceri, să mustri și să îndemni, pentru că altfel te faci vinovat de nașterea copiilor tăi. Și cineva va zice, păi da, părinte, dar scrie în Scriptură, creșteți și vă mulțiți. Da! Dar nu ca șobolani, nu ca șoarecii de câmp, nu ca rozătoarele, ca oamenii. Raționament sănătos, credință sănătoasă, evlavie adevărată, rugăciune adevărată. Păi ce faci? Mai adaugi 2 criminali la societate, mai adaugi 2 hoți, mai adaugi 2 drogați, mai adaugi 2 bătăuși, mai adaugi 2 desfrânați. Are societatea, n-are nevoie. Deci ăsta e rostul, de aceea este și o cântare legată de crucea mamelor, care spune așa, știi tu oare, mamă, datoria ta? Este foarte mare. Întâi că nu l-ai fript și nu l-ai opărit, că l-ai dus la școală și l-ai scos cu diploma de liceu sau, ca de sau de facultate, dar și modul în care l-ai învățat să-și facă cruce, să se închine și să se teamă de Dumnezeu. Pentru că asta este esența finală a creșterii de fii. Oglinda părinților. Deci când mori să aibă cine îți pune lumânarea la cap, când mori să aibă cine îți bate cuiul la sicriu sau cine dau un colac peste groapă sau o colivă la 7 ani, la 1 an, la 2, la 9, la cât o fi. De ce? Este cea mai grea cruce. Dacă unii cred că însurătoarea e cea mai ușoară, eu vă spun că e cea mai responsabilă. Dacă unii cred că însurătoarea e cea mai distractivă, că spunea, a, mi-am luat nevastă, mergem la munte, avem cort, ne-am distrat, a, ce show-uri, nu e asta viața. Show-ul începe din clipa în care plânge bebiță în brațe și trebuie să-l faci om în societate și să-i găsești locul în societate. Adică, un inginer bătrân se schimbă cu unul tânăr, un doctor bătrân cu unul tânăr, un învățător bătrân cu unul tânăr, un avocat cu unul tânăr, un judecător cu unul tânăr, un bucătar cu unul tânăr, un asistent cu unul tânăr. Deci asta e rolul societății. Societatea este ca o placă de circuit integrat, în care centrul e Dumnezeu sau oglinda prin care ne uităm, iar noi suntem piesele pe acea tablă a lumii despre care Mântuitorul Iisus Hristos a spus așa, pliniva căderi, zdrobiva capetele multora. Și pentru că suntem la capitolul crucii, vreau să amintesc și lucrul ăsta, legat tot de crucea căsătoriei. Este la fel de mare și de superioară și la fel de duhovnicească și de înaltă ca lucrare, ca și crucea călugăriei. De ce? Dacă în călugărie n-ai lăsat un ucenic bun în urmă, distrugi o mănăstire care e în casa lui Dumnezeu. Dacă în familie n-ai lăsat un băiat bun în urmă, distrugi numele tău și moștenirea ta și e un păcat înaintea lui Dumnezeu. Dacă spunem în societate, a, ai un om de nimic, și despre un călugăr poți să spui la fel, a, da, ai un slujitor de nimic.
Ei, această blasfemie este judecată în Sfânta Scriptură cu această judecată. Cine va zminti pe unul din cei mai mici ai mei, mai bine își va lega decât o piatră de moară și s-ar arunca în mare. Deci, vedeți, și era și un canon, nu mai știu exact esența, impravila bisericească a lui Sachelare, spune așa: dacă un călugăr smintește pe un mirean, este vrednic de ghienă. De ce? Călugării sunt lumina mirenilor, iar îngerii sunt lumina călugărilor. Deci noi mergem în ordinea scadentă, din treaptă în treaptă. Îngerii sunt primii slujitori al lui Dumnezeu, călugării, după Serafim de Sarov și Vasile cel Mare, sunt armata de geniu sau crucea cea mai înaltă, și apoi vin creștinii, care sunt baza crucii, și apoi este pământul cu toate celelalte viețuitoare care, datorită nouă, trăiesc în armonie. Și aici ne legăm de ceea ce a spus Dumnezeu. Căci Dumnezeu a iubit lumea, n-a spus oamenii, putea spune oamenii, a iubit lumea încât pe unul născut fiul său l-a dat ca oricine încrede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci ce descoperim din crucea spirituală? Rodul sau rolul nostru în crucea spirituală este de a ține vie viața lui Hristos. Ce înseamnă viața lui Hristos? Tot Apostolul ne spune: urmați sfaturile învățătorilor voștri, ascultați de mai mari voștri, urmați-le îndemnul și credința, prorociile să nu le stingeți, învățăturile să nu le defăimați. Spune în rugăciune de la Sfântul Maslu. De ce? Ca să înțelegem că datoria noastră, noi nu mai să facem cruce. Gata, am făcut cruce, m-am luat de grijă, sunt credincios. Nu. Ești dator să duci pe mai departe apostolia casei și apostolia familiei. Și chiar cu riscul de a părea ridicol, în fiecare familie, pe descendența noastră, deci mergând în jos de unde am venit până unde suntem noi, veți vedea că veți găsi o bătrână credincioasă, un bătrân cântăreț la biserică, un străbunic sau o rudă preot, un bunic sau un străbunic, ceva care a fost călugăr sau a stat pe la mănăstire. Deci e în tradiție. Deci e în sângele poporului lucrul acesta, ca pe linie, căutând în sus și în jos, să găsești ce? Elementele care au contribuit la perpetuarea acelei credințe în familia respectivă. Și ei îți spun, când îi spovedești: părinte, eu nu sunt prea credincios, dar știți, după mama mea am o rudă care a fost preot, sau era cântăresc bisericesc, sau era clopotar la biserică, sau a fost călugăr la cutare mănăstire. A fost și este, pentru că este și în cer și pe pământ. Și ca să vedeți cât e de mare această cruce spirituală, vă aduc aminte un singur lucru. Într-o istorioară din Lhasa Ikon, spunea așa, că iadul era plin de flăcări, toată lumea plângea, numai unul singur râdea. Și a zis: dar tu de ce râzi în aceste suspinuri și greutăți în care toată lumea se frământă? Peste 50 de ani, unul din neamul meu se va face călugăr și ne va izbăvi pe toți. Deci, iată motivația. Pentru că acolo, în casa unde există un credincios, cineva mântuit, mamă, tată, unchi, străbunic, bunic, para-străbunic, ce a fost preot sau călugăr, el poate mântui sau poate avea efect asupra rugăciunii lui la Dumnezeu, dacă și-a câștigat îndrăzneala și iertarea de păcate, poate mântui 7 neamuri în jos și 7 neamuri în sus. Deci asta e tradiția, atât de mare e puterea rugăciunii la Dumnezeu pentru un sfânt mântuit. Pentru că v-am mai spus și repet, în această cruce spirituală avem o taină, Duminica tuturor Sfinților. Și de ce acum mai nou ați văzut că biserica a și pus și o sărbătoare locală de ordin național? Duminica tuturor Sfinților Români. În Duminica tuturor Sfinților Români, v-am mai spus odată, nu intră numai cei care îi vedem noi pe
bizantinologia bisericii cu aureole sau cu camelafce. Nu, că n-au fost sfinți numai din mănăstiri. Noi nu știm ce bătrâni sfinți s-au mântuit, ce bătrâni au trăit, ce mame, ce ostași pe câmpurile de luptă, ce copii, ce prunci. Deci noi nu știm. Pământul e plin de sfinți. Deci pământul e plin de sfinți. Deci primul blestem care pică peste noi ca români, nu pică blestemul necredinței. Asta e o apă de ploaie. Pică blestemul desacralizării pământului care a înghițit acești sfinți. Și vă dau o pildă. Chiar glumeam odată și mi-a zis cineva, da, dacă Dumnezeu e așa de drept, de ce lasă atâtea rele în lume? Și am spus, uite, eu îți dau o motivație pentru care Dumnezeu poate pedepsi pământul. Știm noi, sub toate cluburile acestea de dezmăți, câți morți sfinți zac sub acele locuri, iar noi deasupra ne desfrânăm ca draci, fumăm, bem, ne drogăm și sărim ca descreierați? Păi, că nu m-am gândit la asta. Bag-o în cutia milei, rumeg-o, analizează-o și trage o concluzie. Ce zice ăla pe pieptul căruia tu joci și el a murit cu arma în mână, tras cu sulița de un turc, sau de un hun, sau de un slav, sau de un got, sau de un polon, sau de un austro-ungar, sau de un tătar care a trecut pe acolo și i-a tras o suliță în cap și ăla a rămas sublie. Și tu acolo ai făcut club de distracție. Joci biliard, bei, mănânci, desfrânezi, te droghezi, sari în sus și asculți muzică. Tu joci pe sufletul lui, pe trupul lui și de desubt îi mireasmă sfințenii. Toată lumea mergea la Mănăstirea Neamț și călca pe alei acolo. Intra și ieșea din biserică. Și când Sfântul a socotit momentul potrivit, când ateismul era mai în floare, pur și simplu a crescut pământul ca drojdea și a dat Sfântul afară. Ca să le arate că nu s-a potmolit în ciment, în petroaie, în fier beton, în schelete, în armături. Și ce-a găsit? Sfântul necunoscut. De ce? N-a vrut să aibă nume. N-au meritat oamenii să-i cunoască numele și să se roage lui cu evlavie și atunci când se vor ruga cu credință, el să le împlinească rugăciunea. Deci iată puterea crucii spirituale. Dar gândiți-vă că această cruce spirituală a fost împletită cu o cruce a căsătoriei. Dacă n-ar fi avut o mamă dreaptă sau un tată evlavios sau credincios, ăla nu putea să fie sub lestezile alea, că n-avea cine îl dărui bisericii. Ce frumos a spus Ioachim și Ana. Orice vom naște, vom dărui bisericii. Iată primul sacrament, familia sfântă, prima cruce aleasă. Și în momentul când auzi lucrul acesta, ce frumos vine Hristos și comentează. Fericiți cei ce ascultă cuvântul Dumnezeu. Toți sunt fericiți. Dar cei mai fericiți sunt cei ce îl fac pe El. De ce? Pentru că îi fericește Duhul Sfânt, îi fericește dumnezeirea, trăimea, harul, lumina. Da, femeia simplă din popor și-a dat și ea cu părerea ferice de pântecele și te-a purtat șârsânii la care ai sub. Putea să zică halal de mama ce te-a hrănit la sân și te-a dus în pântece. Deci, vedeți, a fost o formă mai duhovnicească de exprimare a apostolului și evanghelistului Luca când a scris pasajul ferice de pântecele ce te-a purtat. Că nu l-a purtat la întâmplare. Dacă ținem cont de crucea căsătoriei la dezmățul zilelor noastre, mă întreb un singur lucru și am mai spus asta într-o predică. Cum ar trebui să arate copiii noștri deschimonosiți în raport de cât ne urât ne scălămbăim noi când ne desfrânăm? Ați văzut câte metode, câte para nebunii și tâmpenii și tratate și scrieri și reclame. Când de fapt actul acesta e o taină sacră neștiută de nimeni și nascuns. Ce frumos spunea în Scripturile Vechiului Testament. Și-a cunoscut Zaharia pe Elisabeta. Și-a cunoscut Ioachim pe Ana. Și-a cunoscut Moise pe Cutare, sau cum era fiecare familie, Avram pe Sara, sau ce a intrat Avram la Sara. Și noi acum facem niște fabulații pe seama aceasta, care de fapt ce-i? Taina existenței noastre, taina vieții. Ce este de fapt crucea căsătoriei? Este perpetuarea neamului omenesc, nașterea vieții din viață.
Și noi am făcut din ea ce? Reclama celor mai mari urgii și nenorociri. Și atunci tu vrei să nu se mâne Dumnezeu. Și mai mult decât atât, spune acolo, căci n-a trimis, fiți atenți ce frumos, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci să o mântuiască prin El lumea. Ia că aici e cam încălcită. N-a spus simplu, ci să mântuiască lumea. Ci să mântuiască prin El lumea. Și aici ce știm? Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Dar în același timp, același Hristos, prin gura Evanghelistului Luca, lasă scris și aceste cuvinte. Nu toți cei ce zic, Doamne, Doamne, vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Și spune, largă-i poarta ce duce la pierzare și strâmtă-i ușa pe care să merge la mântuire. Deci, vedeți, sunt niște taine în Scriptură cu două tăișuri. A ce crezi că ți se cuvine, a ce ți se ia? Că așa spune și în Scriptură, celui care are îi se dă, iar celui care n-are îi se ia și ce are. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume cu trei argumente. Eu sunt ușa oilor.